O furtună puternică a măturat stațiunile de pe litoral și municipiul Constanța în această după-amiază. A fost scot portocaliu de vreme rea la malul mării, cerul a fost acoperit de nori negri, a bătut vântul cu putere și a fulgerat continuu. Ploaia torențială a adus și grindină la eforie, au căzut bucăți mari de gheață. Imaginele surprinse pe plajă de localnici arată cum nisipul a fost acoperit de grindină. În doar câteva zeci de minute s-au adunat peste 35 de litri pe metru pătrat de apă, iar în Constanța s-a circulat cu dificultate după ce multe străzi au fost acoperite de ape.